Aproximativ 21.000 de persoane au participat pe 11 noiembrie la un meeting pro-palestinian la Bruxelles, a anunțat poliția. Mulți dintre ei au scandat sloganuri precum Palestina liberă și cerând încetarea focului din fâșia Gaza, în timp ce mărșălui au pașnic prin oraș, relatează Reuters preluat de libertatea.ro. Alți protestatari au afișat pancarte pe care scria Opriți genocidul, drepturile omului pentru palestinieni sau au cerut arestarea premierului israelian Benjamin Netanyahu pentru ceea ce ei numesc crime de război. După asaltul grupării islamiste palestiniene Hamas asupra sudului Israelului din 7 octombrie, a existat un sprijin și o simpatie puternică pentru Israel din partea guvernelor occidentale și a mai multor cetățeni. Însă, riposta militară israeliană a stârnit de asemenea furie cu proteste în orașe din întreaga lume, în timpul cărora manifestanții au cerut încetarea focului. La Londra, aproximativ 300.000 de, mii de protestatari pro-palestinieni au ieșit pe străzi. La Paris, câteva mii de demonstranți, printre care și câțiva parlamentari de stânga, au mărșăluit cu steaguri și panouri. Arte palestiniene pentru a cere încetarea focului.